Sărbătorim astăzi organizația muncă, organizația Light into Europe, o organizație caritabil britanico-român care ajută oamenii orb și surd aici în România. Excelență voastră, doamnelor și domnilor, bine ați venit! Suntem aici pentru Noaptea lui Burns. Este un eveniment în care în fiecare an scoțenii și prietenilor Scoției sărbătorim, se adunăm împreună pentru a sărbători lucrarea poeta mare scoțien Robert Burns și prin el cultura și limba și tradițiile din Scoția. We're very pleased to have very, very supportive sponsors, in particular Raiffeisen Bank and Jim Stewart, who not only comes along and supports us but dances excellently as well. Our gold sponsor, Catena Pharmacies, and Doamna Anca Vlad, thank you very much indeed. We're here because we care about Light into Europe. We care about Romania, okay? So I'm incredibly proud to have this link, which is only through Light into Europe, with Romania. So when certain outlets in the United Kingdom report about how all Romanians are pickpockets and all the rest of them, I say, you don't know Romanians. And that's a really important point. So Romanians are the best people in the world, which is why I know that so many people here tonight are going to spread the word as to why we collectively need to move forward. Adrian, poți să ne explici care este diferența pe care câinele Guido face în viața ta? Datorită Fundației Light into Europe, care prin ajutorul neprețuit prin Max mi-a oferit mie și soției șansa la independență, la o viață cum fiecare și-o dorește. Ca și cuplu, ne-am putut bucura de o plimbare romantică împreună, de o cină romantică. Noi trebuia să apelăm tot timpul la cei din jur pentru a face diferite lucruri. Acum acest lucru nu se mai întâmplă. Pot să spun că viața mea s-a schimbat 180 de grade, adică a fost ca și cum m-am născut din nou. Spre exemplu, pentru dumneavoastră, este un lucru absolut banal să ieși din casă, să te duci la o farmacie, să te duci la un magazin, să te duci la un bancomat. Sunt activități banale pe care le faceți cu mare ușurință. Dar pentru mine, timp de 20 de ani, de când mi-am pierdut complet vederea, aceste activități au fost o povară, depindeam mereu de cei din jurul meu. În momentul de față, efectiv, pot și eu, ca orice om normal, ca orice om obișnuit, să mă îmbrac singur, să-mi iau cățelul și să merg să fac toate aceste activități pe care un om normal, un om care vede, le face, dar mai mult decât atât, pe lângă faptul că pot să desfășor aceste activități, mă ajută foarte mult să și socializez cu oamenii din jurul meu, pentru că ieșind odată pe stradă cu un câine ghid, automat lumea va intra în discuție cu tine, te va întreba, nu, anumite lucruri, cum este câinele, cum te ajută, și asta ne ajută și pe noi, ca și nevăzători, să ieșim din această beznă, din acest întuneric, din aceste ziduri care uneori ne pot atât de mult opri, ne pot atât de mult izola de ceilalți oameni. În această lume în care trăim, în realitate, banii nu au mare valoare, dar banii pe care dumneavoastră îi donați pentru acești câini, niciodată să nu uitați acest lucru, că schimbă vieți, dă un start nou
în viața unui om, în viața unui nevăzător.